Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, în sfârșit ne jucăm Dead Island 2, jocul ăla care s-a anunțat acum multă vreme și care a trecut prin atâtea firme de development și prin atâtea momente încât credeam că nu o să mai apară vreodată. Ei bine, suntem cu câteva zile înainte de lansare și ce drept am avut oportunitatea de a mă juca jocul ăsta în timpul meu liber pe PlayStation 5. Am jucat așa intro puțin din început și pot să zic că e un joc destul de mișto și abia aștept să facem serie cu el pentru că o să fie foarte, foarte fun. În video de azi o să vă arăt așa puțin cum se prezintă Dead Island pe consolă, să vă spun cam ce lucruri mi se par foarte mișto, ce lucruri nu mi se par mișto, cam ce schimbări sunt din ce am observat eu. Desigur, nu o să fac o listă întreagă cu toate schimbările care probabil s-au produs când vine vorba de acest joc și cam atât, nu cred că o să discutăm foarte, foarte multe, nu o să fie un video extrem de lung, așa că, boys, ce vă rog, că de obicei micuți, like acolo și ar fi super de gust din partea voastră. Începem cu începutul și anume cum se prezintă jocul ăsta. Înțeleg de ce oamenii au zis, bă, hai să lansăm jocul ăsta mai devreme, pentru că, ce drept, nu suferă de nicio problemă, cel puțin în astea două ore și ceva cât m-am jucat eu, jocul pare să fie destul de flawless pe partea de funcționalitate, pe partea de idei, pe partea de, hai zicem, poate chiar și de bug-uri. Nu am întâlnit nimic care să zici că m-ar deranja foarte tare și în special m-am oprit aici doar ca să văd cum ar arăta perspectiva în care băiatul ăla ar avea o mare intoxicație și ar trebui să își elimine mâncarea mâncată printr-o altă parte, dar asta este altă discuție pe care nu o să avem acum. Ca și primă impresie, așa cum v-am zis mai devreme, jocul e destul de bine realizat și chiar am fost surprins de lucrurile noi aduse în jocul ăsta, mai ales când vine vorba de felul cum e cum este prezentat damage-ul pe care tu îl dai zombilor. Ei bine, știți că în jocurile normale cu zombies, în special Dying Light, Dead Island 1 și tot așa, când luai un zombie într-o anumită secțiune a corpului, se producea damage-ul normal, nu era cine știe ce, ba apăreau poate niște pete de sânge și cam atâta. Și dacă dădeai în mâini și picioare și toate alea cu ceva ascuțit, ei bine, acele membre erau retezate și cam aia era toată ideea pe planul ăsta. E bine, ca și o chestie foarte, foarte bine scoasă în evidență în jocul ăsta, când lovești un inamic într-o anumită parte a corpului, acea parte a corpului suferă damage destul de mișto și un damage gradual. Ca și, spre exemplu aici, l-am lovit pe acest polițai în gură de câteva ori, iar falca lui a început să se dezmembreze, se spartă și fața lui este din ce în ce mai distrusă cu fiecare lovitură suferită. Inamicul este mai distrus, mai dezmembrat, mai de capul lui și chiar e un sistem așa foarte imersiv. Știu că e poate ceva mai sadic, dar consider că este un sistem cam ce ar trebui să aibă fiecare joc cu zombie, să simți că, bă, spargi niște nemorți de ăștia încât să nu știu, să fie cât mai realist posibil, dar în același timp știu că sunt foarte ciudat. Dar înțelegeți voi, e for the sake of science, ok? Nu e nimic dubios aici. Da, deci chestia asta cu animațiile și felul cum funcționează damage în jocul ăsta este destul de bine realizat. Deci sigur, mi se pare că pot fi date mai jos lucrurile astea, dacă poate vi se par prea sadice sau prea violente, puteți să le atenuați puțin. Nu sunt 100% sigur, asta e o chestie de care am auzit, nu am stat să o caut și nu am testat-o, așa că îmi cer scuze dacă vând gogoși stricate, dar asta e doar așa o chestie pe care care am luat așa într-o discuție de pe internet. Apoi, dacă e să discut despre vizualul overall, este un upgrade destul de major comparativ cu primul joc. Nu este poate cel mai frumos joc din parcare, dar este totuși un joc destul de bine optimizat, cel puțin pe consolă, dar o să testăm și pe PC să vedem cum funcționează treaba. E destul de optimizat, e destul de arătos, e chiar un joc destul de modern, poți să zici că a fost lansat în 2023 fără nicio problemă și sunt tare curios să văd pe PC dacă o să fie acolo vreo nebunie cu RTX, cu toate alea, să vedem dacă jocul va arata mai bine decât arată acum, pentru că pe consolă chiar arată destul de bine. Ce drept, nu am văzut anumite opțiuni de setări grafice, poate acele lucruri vor susi mai târziu, dar despre asta
Probabil că nici nu prea am voie să vorbesc acum când e destul de vreme, dar când o să ajungem mai încolo cu data 2021 o să putem discuta exact despre toate chestiile astea tehnice, dacă e să o luăm așa. Mi-a plăcut intro, mi-a plăcut felul cum a fost prezentat partea asta așa de single player, în ideea că chiar se simte ca și un joc de aventură single player, simte ca și cum te joci, nu știu, să dau așa un exemplu, ca și cum te joci un Call of Duty, pentru că cinematicele și felul cum decurgea povestea mi-a ce aminte exact de un joc COD. Deci cinematicele vă dați seama că sunt destul de bine făcute, mai ales că sunt multe in-game, animațiile sunt destul de faine, vocile sunt destul de bine alese și felul că poți să interacționezi cu o grămadă de elemente din joc chiar face atmosfera mult mai immersive comparativ cu multe alte jocuri cu zombies. Un lucru destul de apreciat. Ai iarăși o colecție de caractere din care poți să alegi ca să-ți începi aventura. Cred că tot 4 sunt, n-am putut să le număr acum, dacă greșesc cumva numărul îmi cer scuze. M-am grăbit când mi-am ales caracterul, am ales desigur cea mai igril personaj posibil, pentru că, na, bărbat slab, ai, trecem peste această treabă. Desigur, avem și o proteză pe post de picior, ceea ce e destul de interesant și destul de efectiv, dacă e să mă întreb pe mine. Și la fel ca în primul Dead Island, fiecare caracter are un set de skill-uri și pasive, ce îți cam va definitiva puțin gameplay-ul pe care tu îl vei avea atunci când te vei juca Dead Island 2. Faci o scurtă pauză să menționez că ăsta s-ar putea să fie un easter egg către un streamer. Nick Marks, prea seamănă puțin cu streaming setup-ul lui, dar lăsând asta deoparte, jocul nu este 100% open world. Și acum poate o să fiți puțin așa confuz de treaba asta, în ideea că nu ai cum să te duci, să zicem, poate mai târziu deblochezi o zonă, nu cred că ai cum să te duci din zona 1 în zona 2 așa cum mai tu chef, ce totul se schimbă gradual în funcție de ce capitol este în momentul respectiv activ. Știu că nu mai este așa de open world ca primul joc și de aia s-au stârnit și o grămadă de discuții pe treaba asta. Personal nu e un lucru care mă deranjează, dar ar fi fost drăguț dacă jocul era open world așa cum era și primul, pentru că atunci lucrurile erau mult mai distractive și desigur aveai și elementul ăsta de condus și făceai tot felul de nebunii și era chiar destul de fine, că da, știți că și noi când am făcut serie cu Dead Island 1 și ne-am jucat cu The Gang, fix chestiile astea erau distractive, să luăm mașini, să ne batem pe acolo cu ce găseam random și tot așa, adică era o aventură destul de nebună. Apoi pe partea de crafting și pe partea de skill-uri, lucrurile sunt relativ asemănătoare cu Dead Island 1, tot la fel, îți trebuie un workbench, te duci acolo, să faci lucruri. Și cam mai ai toată ideea, ai tot felul de arme pe care le poți modifica așa cum ai tu chef, cu tot felul de elemente destul de mișto, fie poison damage, fie lightning damage, fire damage, tot așa, adică sunt cam aceleași elemente destul de clasice pe care le întâlnim în oricare altă Dead Island și avem și sistemul de skill-uri care acum e un sistem de cărți de skill-uri, cărți pe care le găsești random prin lume. Am zis că sistemul ăsta era deja prin Riptide, dar eu nu mai aduc aminte mai nimic de Riptide, deși l-am jucat relativ semi-recent în ultimii 3-4 ani, dacă să o luăm așa, dar chiar nu-mi vine în cap sistemul de skill-uri din Riptide sau din normal. Din normal ții minte că era un sistem de ăla ca într-un ARPG, de trebuia să pui diverse puncte într-o abilitate, într-o pasivă și cam mai era ideea. Aici cumva totul e pe skill-uri, pe card-uri și cam atât. Nu ai alte lucruri de care să-ți faci griji. Dar din nou, asta nu e o chestie care pe mine mă deranjează foarte tare. Asta din nou e un lucru care poate fanii mai vechi ai seriei sau oameni care se obișnuiesc cu jocurile mult mai open world, mult mai RPG cu zombies vor strâmba puțin din nas și vor zice ok, poate chestia asta nu-mi place atât de tare. Dar overall, ca și experiență în astea 2 ore cât m-am jucat eu, o să zic că este un joc fain. Ai elementele clasice de Dead Island plus câteva lucruri noi care să-i dea așa un aer mai fresh, dar vibe-ul este fix de Dead Island. Nu este ceva diferit să zici că te joci
o chestie complet ciudată și să încep să spui semn de întrebare, bă, oare îmi place, oare e altceva, oare era bine dacă rămânea la fel și chestii genul ăsta. Nu, este rămas la fel să fie cât mai safe posibil, să nu te trezești după aia că îți aduce schimbări care să-ți creeze displăceri. Știi? Adică vibe overall este același de Dead Island și ceea ce este destul de bine. Acum păcat că n-am încercat și co-op-ul, dar nici nu cred că aveam cum să încerc co-op-ul, că ar fi fost și asta o treabă, să vedem cum se prezintă co-op-ul, dar cred că e cam pe aceeași idee, cel puțin în ce am înțeles pare să fie cam pe aceeași treabă cu Dead Island 1. Deci dacă aș juca co-op Dead Island 1, o să meargă la fel lucrurile și în Dead Island 2. Sunt o tonă de side quest-uri, sunt o tonă de main quest-uri, sunt o grămadă de lucruri de explorat în fiecare capitol, deci nu cred că e vreo problemă pe partea asta de ce poți să faci în jocul ăsta. Acum, dacă voi aveți întrebări în privința acestui joc, vă recomand să lăsați în comentarii. Eu o să încerc să vă răspund la ele în măsura cât am voie să vă spun în legătură cu jocul ăsta, că nici acum nu v-am arătat foarte mult decât am făcut puțin free roaming pe aici pe colea, să fiu sigur că nu dau spoilere, să fiu sigur că nu arăt lucruri ce n-ar trebui arătate și tot așa. De-aia nici nu deschid meniuri și toate alea, mai ales când sunt cu 3-4 zile înainte de lansare, încerc să fiu super mega precaut cu aceste lucruri. Așa că, boys, dacă vă place acest video din Dead Island 2 și vreți să vedeți mai multe videouri atunci când se va lansa jocul, știți foarte bine ce ați făcut, nu uitați, dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!